Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara a desfășurat ample acțiuni de control în cursul lunii ianuarie 2024. În total, inspectorii DSVSA Hunedoara au verificat 452 de obiective din județ. Ca rezultat al acestor inspecții au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 90.000 de lei, în timp ce alte 13 avertismente au fost emise pentru corectarea problemelor identificate. În domeniul siguranței alimentare, acțiunile de control s-au concentrat pe unitățile de abatorizare, procesare, depozitare și desfacere a produselor alimentare. Controlele au vizat respectarea condițiilor de funcționare și înregistrare sau autorizarea acestor unități, precum și respectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în ceea ce privește producția, depozitarea și comercializarea alimentelor. În urma acestor acțiuni de control s-au constatat deficiențe precum igiena și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare, precum și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare. Pentru remedierea acestor probleme au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 25.000 de lei și un avertisment.